Zidită sub armele primului război mondial, Biserica Parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Constanța a fost sfințită în ziua de 29 iunie 1920. Ridicată până la cornișe în 1916, devine în timpul războiului pârjol, fiind arsă întreaga schelărie. La sfârșitul conflagrației mondiale, în 1919, biserica este declarată parohie și, după o istorie zbuciumată, este așezată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Iar și astăzi, lăcașul de cult a purtat haine de sărbătoare. La parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Constanța, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre purtătorul de biruință ca vretnic mărturisitor al lui Hristos. Sfântul Gheorghe a trimis să fie dată averea săracilor și iată a venit să se lupte cu balaurul cel nevăzut, cu satana, și a auzit împăratul, l-a trimis pe un slujitor al său, Magnezie, care l-au luat la rost pe Sfântul Gheorghe, dar Sfântul Gheorghe nu s-a spăimântat și iată a propovăduit cu tărie, l-a înfruntat și pe împărat și i-a spus, dacă ai ști pe Dumnezeul cel viu și puterea lui și tu te-ai folosit de el, nu ți-ai mai dori împărăția cea trecătoare, ci ți-ai dori viața cea netrecătoare. Să fim și noi asemenea Sfântului Gheorghe, cel pe care l-am prăznuit și el, prăznuit și astăzi, în biserica noastră, prăznuit zi de zi, pentru că este ocrotitorul nostru, să ne dea aceeași biruință pe care a avut-o el peste cei care îl negau pe Dumnezeu, să ne dea Sfântul Gheorghe aceeași putere ca și noi să fim permanent mărturisitori în biserică, acasă, la locul de muncă și în îndelencele noastre de zi cu zi. Credincioșii care au participat la slujba de hram s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.